poziție middle spre late. Deschide foarte larg. De data asta Amna chiar are o mână de mic blind. Din nou aspopă. Bună provocare pentru Amna. Cine pierde își dă tricoul jos. Ei, dragul meu, Eugen, va trebui să-ți dai tricoul jos. Ce mergi mai departe? O să joc mai departe. Cu cărțile să le păstrez. Da. Să-l agresez cu o sumă de pise. Să mă agresez. Să-l agresez. Ia să dau niște flotări înainte. Dar să mă agresez. Sau ce? Agresează-l cu fise. Blând, blând, blând. Check. Check. Eu dau cu biciu. Check. Dă-te cu biciu, hai, n-a dat nici. Check, check. Un 10 sau un... Na. Da, și un 7. 7, 8, 10, 6, orice mână bună ar fi fost bună pentru Eugen ca să atace. Da? Vă vezi River-ul și-a dat de fise. Amna nu o să renunțe sub nicio formă, dar și puțin probabil să atace cu aspopă, cu toate că ar fi foarte bine să o facă, dar nu o face. Ea joacă destul de pasiv și capac la toate Amna prinde un catralion de cărți bune pe flop. Are trips de pop. Eu te bag o linie acum. Toate fisele sau... Îi dai toate fisele tale? Da. Le dai? Da. Col, o linie col. Are pop. Oh. Să nu-mi spuneți că Eugen a făcut o linie, a făcut o linie. Ce bluf! Cum e? Cine își dă tricoul jos? Hai că vreau să te văd, vorbesc serios. Haide, hai! Sunt gras, nu pot vedea televizor chiar așa. Ce bluf! La momentul nepotrivit dat de Eugen Constantin. 29. Când credea și el că a prins o chestie acolo, Amna... Ai dublat deja. Ce? Dă-i un pas și să doarmă. Amna sare pe...